Începând de anul viitor, elevii de clasa a 5 ar putea avea mai puține ore de limba română. Propunerea Ministerului Educației vine în condițiile în care elevii din România au cele mai slabe performanțe în rândul școlarilor din Uniunea Europeană, atunci când citesc un text la prima vedere. În acest context, cadrele didactice constanțene consideră necesare menținerea predării celor 5 ore de limba română la clasele de a 5-a. Este o crimă împotriva limbii române. De ce? Pentru că limba română nu se poate preda într-un număr restrâns, n-are importanță cât este numărul acela, dar reducând posibilitatea profesorului de limba română să predea această disciplină care este esența neamului, limba română este limba națiunii, orice popor, dacă nu are limbă, dat din obiceiuri teritoriu, nu mai este. Consider că și de data aceasta avem de-a face cu o schimbare care nu aduce beneficii în sistem. Eliminarea unei ore în care putem să aducem în discuție lectura particulară, în condițiile în care programa mult prea încărcată oricum ne împiedica să facem acest lucru, mai ales când vorbim despre începutul unui ciclu gimnazial, este neadecvată. Conform noilor propuneri, elevii de la clasa a 5-a vor avea o oră în minus de limba și literatura română, iar limba latină nu se mai predă în școala generală. În schimb, vor apărea materii noi, educație pentru drepturile copilului, tehnologia informației și a comunicațiilor sau educație pentru sănătate. Ministerul Educației a lansat până pe 23 ianuarie 2016 în dezbatere publică 3 propuneri de plan cadru pentru învățământul gimnazial, document care prevede ce discipline vor face elevii de clasele 5-8 și câte ore îi vor fi alocate pe săptămână fiecărei materii.